Campania electorală pentru alegerile prezidențiale și referendumul despre aderarea la Uniunea Europeană încă nu a început și nu va începe încă multă vreme, durează oficial numai o lună, între 21 septembrie și 20 octombrie, ziua votării, dar chiar dacă mai este mult până atunci, putem spune de pe acum că principalii actori politici au făcut deja cam toate mutările importante. Eu aș spune un pic altfel, că au făcut multe mutări importante, dar nu toți, nu pe toate și nu mutările finale. Ce ai în vedere? Că principalii politicieni despre care se crede că au șanse să câștige prezidențialele sau să influențeze referendumul, au spus deocamdată numai ce au de gând să facă, dar vremea faptelor încă nu a venit și se mai pot răzgândi. De ce nu? Iarăși, Iurie, ce ai în vedere că se mai pot răzgândi? Că cei care au spus că vor candida, încă mai trebuie să se înregistreze. Cei care au spus că nu vor candida trebuie să se abțină să se înregistreze până la expirarea termenului. Iar cei care vor să facă agitații la referendum trebuie să meargă și ei la Comisia Electorală Centrală pentru a se înregistra ca participanți la plebiscit. Ok, un prim termen de când blocurile electorale pot începe a face pași pentru a obține înregistrările la Comisia Electorală Centrală, la CEC, curge deja de o săptămână. Și spunem o săptămână având în vedere că difuzăm acest episod luni 29 iulie. A depus vreo cerere de înregistrare la CEC? Partidele pot depune cereri de înregistrare a unor blocuri electorale, dar până în momentul în care înregistrăm această discuție, adică vineri 26 iulie, la prânz, nimeni nu a depus asemenea cereri. Bine, discutăm despre vorbele și faptele de până acum ale politicienilor în această campanie prezidențială și a referendumului în noul episod din Reporterii, podcastul în care repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte, nu să ne citească sau privească, repovestim proiectele la care jurnaliștii Europei Libere lucrează pentru alte platforme, de la website-ul nostru la canalul de YouTube și rețelele de socializare. Eu sunt Iurie Rotar, reporterul Europei Libere specializat în politică, mă ocup de partide, politicieni și de alegeri. Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast. Să începem! Iurie, începem cu alegerile prezidențiale, nu cu referendumul, începem cu alegerile. Câți candidați potențiali și-au anunțat până acum intenția de a candida? Și spunem potențial și intenția, pentru că abia de acum încolo acești candidați trebuie să adune semnături de sprijin, să depună cereri de înregistrare la CEC, CEC trebuie să-i înregistreze sau să-i respingă, cine știe. Așadar, câți și-au anunțat intenția până acum? Pe scurt, sunt 10 persoane care și-au anunțat intenția de a candida. De fapt, până mai ieri erau 11, dar unul între timp s-a răzgândit. Cine s-a răzgândit? Candidatul PSD-ului, Bilostecnic. Uh-huh. Tot așa mai au timp să se răzgândească și cei care au anunțat că vor candida sau cei care au spus că încă se mai gândesc. Ok, sunt deocamdată 10, au fost 11, au rămas 10, iar acum cei 10 rămași trebuie să se pregătească de colectarea semnăturilor, de sprijin și de depunerea cererilor de înregistrare în cursă. Pot face acest lucru între 21 august și 20 septembrie, nu-i așa? Da. Și abia pe 20 septembrie, iulie, vom ști cu adevărat cine candidează. Dar hai să parcurgem lista celor care și-au anunțat până acum intenția de a candida și începem cu Maia Sandu, președinta actuală. În privința ei, nu există nicio îndoială că va candida, nu-i așa? Niciuna, cred. Maia Sandu a fost una din primele care a anunțat intenția de a candida. Mi-am asumat să fac tot ce ține de mine pentru a duce la capăt misiunea integrării europene. Se întâmpla încă la sfârșitul anului trecut. Și am nevoie de sprijinul vostru, dragi moldoveni, pentru a reuși. Atunci Sandu a spus că va cere cetățenilor încă un mandat pentru a continua parcursul european al țării și... Și mă angajez să continui dacă îmi veți oferi încrederea pentru un nou mandat în 2024. Și chiar a cerut și un referendum pe acest subiect. Cred că este necesar să spunem clar toată țara ce drum alegem pentru Moldova. Maia Sandu și-a anunțat intenția să candideze în decembrie, dar într-adevăr a fost printre primele, nu
chiar prima. Primul și-a anunțat intenția de a candida, Renato Usatăi, fostul primar al Bălțului, a vorbit despre asta încă în vara lui 2023. În multă vreme, Iurie, s-a crezut că Maia Sandu îl va avea drept contracandidat principal pe cel cu care s-a mai bătut de două ori la prezidențiale în trecut, anume liderul socialiștilor, Igor Dodon, un politician pro-rus, nu pro-occidental ca ea. Acum, scorul, dacă putem spune, între cei doi este 1-1. În 2016 a câștigat la prezidențiale Dodon, în 2020 a câștigat Sandu. Sondajele de opinie sugerează că și la aceste alegeri tot ei ar fi intrat în turul 2 de scrutin, cu Maia Sandu pe primul loc, dar Igor Dodon, cum bine știm deja, a anunțat că nu candidează. Când a făcut anunțul și ce explicație a dat Dodon? Da, Dodon a păstrat multă vreme suspansul și a anunțat că nu va candida abia pe 8 iulie. Astăzi vreau să fac un anunț de mare importanță pentru politica din Republica Moldova. El a spus că nu va candida pentru că a renunțat la interesele înguste de partid. Vă anunț că Partidul Socialiștilor nu va înainta candidatura președintelui partidului Igor Dodon sau al oricărui alt membru de partid binecunoscut în întreaga țară. Iar în cuvintele lui Dodon, el ar fi dat curs unei solicitări a poporului de a susține un candidat comun. Propunerea de a susține un candidat comun. Un candidat comun al opoziției. Așa e. Un candidat unic de compromis național. Pentru că ei cred că doar așa pot învinge pe Maia Sandu într-un eventual tur 2. Oamenii s-au săturat de ambițiile și de egoismul unor lideri politici de Republica Moldova. Potrivit lui Dodon, candidatul anti-Sandu nu trebuie să fie unul partinic. De ce Dodon și socialiștii au înaintat candidatura ex-procurorului general Alexander Stoianoglu? Am acceptat astăzi să mă implic într-o activitate dificilă. Care a spus chiar el că ea nu e politic. Nu este politician, deși se luptă pentru cea mai importantă funcție politică în stat. Nu este politician și nici membru de partid. În felul acesta, Stoianoglu și-a propus să extindă lista susținătorilor, să nu rămână doar cu socialiștii ca partid care îl sprijină în campanie, nu-i așa? Exact, este și scopul. Спасибо, Александр Дмитрич. Спасибо большое, mulțumesc mult pentru atenție. Iar faptul că Igor Dodon l-a propus în locul său pe Alexander Stoianoglu nu a surprins neapărat. Cei doi au fost aliați în trecut. Dodon este cel care l-a numit pe Stoianoglu în calitate de procuror general, de exemplu, pe când era președinte Dodon. Se aseamănă cei doi și prin faptul că au ambii dosare penale care le-au fost deschise sub actuala putere. Primul, Dodon, este acuzat de corupție și trădare de țară, celălalt, Stoianoglu, este acuzat de corupție și abuz de putere. Ambii resping acuzațiile, spun că sunt motivate politic, dar ceea ce îi deosebește, pe de altă parte, Iurie, sau cel puțin așa a prezentat lucrurile Dodon, cum bine observai în conferința de presă în care a făcut anunțul, ceea ce îi deosebește este faptul că Stoianoglu este un candidat nepartinic, care poate, potrivit lui Dodon, uni în jurul său mai multe forțe politice, poate deveni acel candidat comun al opoziției anti-Maia Sandu, căutat de multă vreme. Și te întreb așadar, Iurie, la aproape 3 săptămâni de la acel anunț al lui Dodon din 8 iulie, devine Stoianoglu candidatul comun al opoziției sau nu prea? La această etapă nu, pentru că majoritatea, dacă nu toți potențiali susținători lui Stoianoglu, deja au decis că vor merge în campania prezidențială separat de socialiștii lui Dodon. De fapt, unii dintre cei pe care liderul socialist i-a îndemnat public să-l susțină pe Stoianoglu au declarat tot public că nu o vor face sub nicio circumstanță. Mă refer aici, în primul rând, la Năstase și la Usatăi. Dar mai este Andrei și Chicu, Năstase, care... fostul lider al platformei, da, și Usatăi... Ex-primarul de Bălți. Dar mai este și Chicu, care îmi spunea că a participat la o singură întâlnire a opoziției și de fapt nici nu avea de gând să discute despre un potențial candidat comun. Dar, repet, la etapa actuală Stoianoglu nu este candidatul comun, dar dacă va ajunge în turul 2 cu Maia Sandu, cine știe? Ok, o să-i luăm rând pe rând, ajungem și la fostul prim-ministru Ion Chicu, care vrea și el să candideze, dar dovezile cele mai mari că nici Stoianoglu, nici altcineva nu devine candidatul comun, cel puțin înaintea primului tur de scrutin, aceste dovezi au venit pe 17 și 18 iulie. Stimați cetățeni, când au anunțat că vor candida, anunț oficial, și ele la prezidențiale, am luat unica decizie pe care o puteam lua. Irina Vlah, fosta guvernatoare
guvernatoare a autonomiei Găgăuze și... Mi-am dedicat ani activ slujând vouă. Natalia Morari, fosta jurnalistă. Am decis să mă înaintez candidatura la funcție de președinte în calitate de candidat independent. Ambele participaseră în trecut la discuții și cu Dodon și cu alții pentru a găsi candidatul unic, candidatul comun al opoziției. De ce au decis în cele din urmă să intre în cursă și ele separat? Ce explicații au dat? Întâi de toate aș preciza că Natalia Morari nu doar a participat, ea chiar a organizat acele întâlniri. Ea a spus că a rămas dezamăgită de actuala putere, în particular de președinta Sandu, pe care maică nu a adus-o la putere când era jurnalist. Am greșit împreună cu voi și am adus la putere pe cei care astăzi distrug țara noastră. În prezent, la capitolul promisiuni, Morari este generoasă. Dar putem înflori ca un nou miracol economic. Ea spune că dacă devine președinte, atunci transformă Moldova într-un miracol economic despre care va vorbi toată lumea. Despre care toată lumea va vorbi cu admirație. Moldovenii au putut, moldovenii au reușit și au ieșit în față. La rândul său, fosta bașcană mai mult critică decât promite. Republica Moldova traversează cea mai grea perioadă. Și ea spune că e nemulțumită de Sandu și de actuala guvernare pe care o acuză de dictatură. Dar nu știm ce anume vrea să facă Vlah dacă devine președintă. Programul meu electoral se va axa strict pe problemele concrete ale oamenilor. Adică ea spune că programul ei electoral se va axa pe probleme concrete ale oamenilor, dar nu precizează care anume. Alți vreo 6 politicieni iurie anunțaseră deja intenția să candideze. I-am putea supranumi pe toți foști și nu o spunem peiorativ, ci în sensul cel mai direct. E vorba de foștii premieri Vlad Filat și Ion Chicu. Obiectivul nostru este să participăm la alegeri. PDCME va avea candidat pentru alegerile prezidențiale. Fostul primar de la Bălți, Renato Usatăi. Ca să fie clar pentru toți cetățenii, Renato Usatăi va participa la alegerile prezidențiale nu pentru a lupta cu un concurent sau altul, dar pentru dezvoltarea și modernizarea Republicii Moldova. Fostul lider al platformei DA, Andrei Năstase, tot el fost ministru de interne. M-am gândit să-i aduc doamnei președinte un cadou de preț, și anume o carte. O carte cu Donald Trump. Un alt fost ministru de externe, Tudor Ulianovski. Eu consider că eu pot contribui foarte mult. În opinia mea, modestă. Și fostul rector al Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Belosteșnic, care a spus mai întâi că va candida din partea PSDE, iar apoi a spus că nu mai candidează deloc. Deci, fiecare dintre ei s-a aflat, la un moment dat, într-o funcție de putere. Acum nu mai au asemenea funcții și vor să revină, din motive diferite și cu scopuri diferite, la putere. Dar ce spun despre șansele lor sondajele de opinie, atâtea câte sunt și cu precizarea că sondajele s-au dovedit de multe ori nesigure? O precizare necesară, zic eu, mai ales că cel mai recent sondaj, demn de a fi menționat, a fost făcut public în iulie, dar datele au fost colectate la începutul verii. Deci până ca Dodon să anunțe că nu candidează sau mulți alți să anunțe că vor candida. Vorbesc de sondajul Institutului Republican din Statele Unite. Potrivit lui, 37% ar vota Maia Sandu, care este politicianul preferat de respondenți. Locul 2 este revendicat de Igor Dodon cu 18%, iar pe 3 se află Ion Ceban, Ion Chicu și Renato Usatăi, toți câte 5%. Deci ăștia sunt principalii politicieni pe care i-au numit oamenii atunci când au fost întrebați la începutul verii cu cine ar vota la alegerile din toamnă. Dar există, Iurie, date relevante în sondaje în privința lui Stoianoglu și Vlah plus Morari? Acel sondaj făcut la începutul verii de care vorbeai nu cuprinde aceste nume ca potențial? Ba da, cuprinde. Vlah apare cu 4%, deci e foarte aproape de Usatăi, Ceban și Chicu. Tot în același sondaj, cetățenii moldoveni au fost întrebați în ce persoane publice, dar nu politicieni, au încredere. Și acolo apare Natalia Morari cu 3%. Stoianoglu nu apare, asta înseamnă că a fost numit de mai puțin de 1% de respondenți. Cel mai recent anunț despre intenția de a candida, Iurie, a fost făcut de fostul premier comunist Vasile Tarlev. La rugămintea și îndemnul multor compatrioți. A revenit în politică prin luna aprilie în fruntea unui partid numit Viitorul Moldovei. Am decis să accept invitația de a participa mai activ
în viața politică. Atunci când și-a prezentat public partidul în aprilie, Tarlev a sugerat că revine în politică pentru a face campanie împotriva integrării în Uniunea Europeană. Ca un patriot creștin și iubitor de țară. Între timp, el și-a anunțat candidatura la președinție ca independent. Candidat independent. Nu se știe care mai este soarta viitorului Moldovei. Dar de ce candidează la prezidențiale, Tarlev? Ei bine, în cei 16 ani de când nu mai e premier, Tarlev a avut mai multe tentative de a apărea în viață publică, mai ales în preajma unor alegeri. Acum el spune că a luat decizia de a candida fiind îndemnat de oameni. Mii de cetățeni, mii de oameni care m-au susținut, mă susțin. Mai ales acei oameni care sunt nemulțumiți de situația economică și cei care cred că Republica Moldova ar fi pe cale de dispariție. Este o vorbă în rusă. Спящие народы либо исчезают, либо просыпаются рабами. Tarlev mai candidează din frică, și eu parafrazez, că din străinătate ar putea să vină cineva și să-l învețe cum să-și iubească soția. Eu nu vreau să vin un burduhos de undeva să mă învețe cum eu să-mi iubesc soția, cum eu să ne duc gospodăria și cum eu să ne duc copiii. Aceasta este, desigur, un fel de critică adusă de el Uniunii Europene pentru faptul că respectă drepturile omului în cazul comunității LGBT. Sunt critici sau mai mult decât critici pe care le vedem venind și dinspre Moscova, dinspre Kremlin, dinspre Biserica Ortodoxă Rusă și alți actori. Așa cred și eu. În linii mari, însă, discursul lui politic nu aduce nimic nou, pentru că avem mai mulți politicieni conservatori cu discurs statalist care spun exact același lucru. Noi trebuie să fim stăpâni la noi acasă. Tarlev nu spune însă că ar fi anti-UE, dar el n-are nicio rușine să meargă la recepțiile ambasadei Moscovei. Da, ne amintim și că după ce nu a mai fost premier, Vasile Tarlev a condus o asociație pentru strângerea legăturilor cu Rusia. Da, iar recepția a fost una recentă, de asta și o amintesc. Curios însă este faptul că Tarlev conduce un partid, însă candidează în calitate de independent. Mă adresez tuturor personalităților țării noastre. Și chiar spune că vrea să obțină susținerea și altor partide, iar comuniștii ar fi gata să-l susțină. Și în special domnului Vladimir Voronin, de a ne consolida într-o salvarea și dezvoltarea patriei noastre, Moldova. Deci iată, mai avem un candidat care se visează candidat comun. Potențiali candidați, Iurie, sunt atât de mulți, încât anunțurile lor, aproape săptămânale din ultima vreme, despre faptul că intră în cursă, au dat naștere unui val de meme-uri pe rețelele sociale, în care comedieni, influenceri și oameni de rând își anunțau și ei, cu ironie, intenția de a candida la președinție. Am văzut multe și candidez și eu. Dar putem spune că în cazul în care Igor Dodon își menține decizia să nu candideze, iar alt candidat major nu apare, vom avea o campanie în care vreo 10 candidați cu șanse de 2-3%, maxim 5, vor face cu toții, împreună, în cor, campanie împotriva Maiei Sandu, care are 37%, potrivit sondajului amintit de tine. Cu alte cuvinte, chiar dacă opoziția nu are un candidat comun, un singur candidat, un singur om, va avea un fel de candidat comun colectiv, cu fiecare dintre cei 10 lovind mai mult în Maia Sandu decât unul în celălalt. Ce știm despre reacția șefei statului și a aliaților ei la faptul că există atâția candidați? Bine, fiind la putere, Maia Sandu nu reacționează la toate declarațiile ale candidaților cu 2-3%. Nici nu are de ce să o facă, pentru că îi trebuie opoziției să fie gălăgioasă. În discursul său politic, Sandu nu prea vorbește despre alții, dar pune accentul pe cele două mari realizări din perioada mandatului său, adică obținerea de către Republica Moldova statutului de țară candidată la aderare în UE și începerea nemijlocită a negocierilor. Uniunea Europeană a spus un da ferm pentru parcursul nostru european. Bine, e adevărat că nu prea vorbește despre alte două promisiuni mari din fostă campanie electorală, respectiv asanarea justiției și pedepsirea oligarhilor. Totodată, însă, în ultimul timp, Sandu, dar și liderii PAS, acuză oponenții politici de promovarea intereselor rusești. De fapt, a devenit un fel de mantră. Este clar că Kremlinul își dorește ca hoții să revină la putere în Republica Moldova. În particular, despre candidatul socialiștilor, Stoianoglu, președinta spune că acesta reprezenta interesele Kremlinului și a oligarhilor.
și astfel îi doresc să instaureze un om loial Moscovei la Chișinău. Oligarhii și Kremlinul au bătut palma și și-au găsit un candidat. Campania prezidențială, Iurie, se va suprapune pe campania privind referendumul despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Este un referendum convocat de președinta Sandu și de partidul de guvernământ PAS, pe care marea majoritate a celor aflați în cursa prezidențială l-au criticat. Unii au spus că nu a fost o idee bună pentru că ar fi un truc al Maiei Sandu ca să atragă toată atenția asupra sa la prezidențiale. Alții pur și simplu sunt împotriva integrării europene, deschis. Dintre potențialii candidați, cine și ce a spus despre referendum? Cine și cum va vota la referendum pe 20 octombrie? Bine, în ceea ce ține de referendum, în linii mari, tendințele deja s-au conturat. Și avem aici, pe de o parte, două partide care au spus un da sigur aderării și participării la referendum. Vorbesc, bineînțeles, despre PAS, dar și despre PSDE, care, apropo, nu sunt aliați în această campanie. Pe de altă parte, avem mai mulți actori politici care îndeamnă fie la vot negativ, fie la boicotarea referendumului și cei care vor ca moldovenii să pună ștampila pe nu sunt în primul rând comuniștii, Irina Vlah, dar și deputații afiliați lui Ilan Șor. Pe de altă parte, Dodon și ex-premierul Chicu îndeamnă cetățenii să nu iasă la vot. I-am inclus pe ultimii în aceeași categorie pentru că în momentul în care se înregistrează la CEC, ei trebuie să declare... În momentul în care se înregistrează la CEC în calitate de participanți la referendum, da? Da, i-am inclus în aceeași categorie pentru că atunci când partidele se înregistrează în calitate de participanți la referendum, ei trebuie să declare autorității pentru ce anume vor face agitații. Și legislația permite doar două opțiuni, votul da sau votul nu. Dar dincolo de legislație, sigur că aici e vorba și de niște calcule, pentru că unii din opoziție vor ca referendumul să nu fie validat din cauza prezenței mici, dar alții se tem că boicotarea va aduce la creșterea voturilor pro și atunci, chiar dacă referendumul s-ar putea să nu fie validat, voturile pro vor fi într-o majoritate covârșitoare. Procentul. Și ar mai fi o a treia categorie, adică cei încă indeciși, ca de exemplu Renato Usatăi sau primarul Chișinăului Ion Ceban. Există vreun indiciu că între cele două categorii se poartă discuții, că își coordonează pozițiile cele două tabere? Bine, nu aș vrea să mă lansez în speculații, dar să ne amintim foarte bine că Igor Dodon a spus public, dar și în discuții cu Europa Liberă, că opoziția numai decât va avea o strategie comună în aceste alegeri. Asta s-ar putea și să fie un element al strategiei comune. Ar mai trebui să vorbim însă despre încă doi participanți la aceste campanii, și cea prezidențială și cea a referendumului. Ei au apărut deja, numele lor au răsunat în discuția noastră, sunt participanți prin absență, într-un fel, în primul rând, oligarhul fugar Ilan Șor. El nu poate candida la prezidențiale din cauza problemelor sale cu legea, cum am spus noi într-un articol, din cauza problemelor cu legea, pentru că legea spune că pentru a candida la prezidențiale trebuie să ai 40 de ani, iar Șor este mai tânăr. Are probleme cu legea și în alt sens, în sensul că a fost condamnat pentru rolul său în furtul miliardului, iar dacă s-ar întoarce în Republica Moldova, ar trebui să petreacă 15 ani la penitenciar, mai degrabă nu 4 la sau 8 la președinție, dar Șor nu stă cu mâinile în sân nici el, chiar dacă nu participă deschis la prezidențiale. Pe scurt, ce a făcut? Chiar dacă Șor nu poate candida personal la alegeri, nu înseamnă că este absent în această campanie. Pentru că deputații din grupul Victoriei Pobedă, lansat la Moscova, deja îndeamnă oamenii să voteze nu la referendum. Iar acest grup a fost lansat la Moscova în luna aprilie, tocmai în vederea participării într-o formă sau alta la prezidențiale și la campania privind referendumul, nu-i așa? Tocmai. Pe lângă ei mai avem Partidul Șansă, de asemenea afiliat lui Șor, care lansează aceleași mesaje. Totodată, mai recent, deputații afiliați lui Șor au depus o sesizare la CEC fiind nemulțumiți de campania de informare a PAS-ului despre referendum. Pe lângă asta, Șor este foarte activ pe rețele, unde distribuie zilnic zeci de mesaje, promovându-și viziunile politice. Cu alte cuvinte, exact cum ai spus tu, Șor și rețeaua sa nu stau cu mâinile în sân, iar asta e doar ceea ce noi vedem public. Până la urmă, trebuie să avem în vizor și avertismentul din iunie a Statelor Unite, Canadei și Marii Britanii, care au spus că
știu despre planurile Rusiei de a influența alegerile prezidențiale și referendumul din Republica Moldova, iar Ilan Șor a fost numit unul dintre principalii promotori ai intereselor Kremlinului în Republica Moldova și exact pentru asta a fost sancționat de guvernele occidentale. Iar spectrul lui Ilan Șor Iurie a mai planat și în alt fel asupra acestei campanii electorale, și anume cu ajutorul lui Vasile Tarlev. Da, într-adevăr, fostul vicepreședinte a partidului pe care îl conduce astăzi Tarlev l-a acuzat că ar fi omul lui Șor. Fostul vicepreședinte Vasile Mereuță. Da, Vasile Mereuță a spus că în realitate Tarlev ar fi candidatul lui Șor. Tarlev deocamdată nu a răspuns acestor acuzații public, cel puțin nu știm la ora asta să fie răspuns. Al doilea participant prin absență la referendum și la campania prezidențială este primarul Chișinăului Ion Ceban. Ceban a bătut candidatul guvernării la alegerile locale din toamna lui 2023. Mulți analiști l-au văzut și au spus despre el atunci că va fi un potențial rival de frunte al Maiei Sandu la prezidențiale, dar Ceban a spus deja că nu candidează la alegeri. În ce forme se implică totuși în campanie Ceban? Eu aș spune că Ceban încă mai menține suspansul. Da, bine, la sfârșitul lunii mai el a spus că nu vrea să dea primărie pe președinție, cel puțin nu acum. Nu sunt interesat de a candida la funcția de președinte al Republicii Moldova în toamna acestui an. Dar iată acum câteva zile a declarat că încă se poate răzgândi și probabil să candideze împotriva Maiei Sandu în această toamnă. Încă pot să accept să merg la prezidențiale așa cum încerc foarte mulți oameni. Zic că nu mi-e împotriva actualei președinte pentru că, cel puțin în ultimul timp, criticile la adresa PAS-ului și a președintei sunt omniprezente în discursul politic al lui Ceban. Le este frică de proiecte noi, de proiecte mari și de dezvoltarea capitalei. Primarul Chișinăului încă nu a luat decizii nici vis-a-vis de referendum. Deci, partidul lui Ceban a transmis de mai multe ori că susține referendumul, dar niciodată nu și-a îndemnat simpatizanții să iasă la vot. Chiar din contra, MAN a fost primul partid care a mers la CEC ca să critique campania de promovare a referendumului a PAS-ului. MAN, adică Mișcarea Alternativa Națională condusă de Ceban. Așa e. Ei au făcut asta înaintea deputaților lui Șor și înaintea socialiștilor care au depus sesizări similare. Ceban s-a plâns la CEC că PAS ar crea concurență neloială pentru că ar face agitații pentru referendum înaintea începerii campaniei electorale, dar CEC nu a găsit elemente de agitație în campania PAS, spunând că e vorba doar de o campanie de informare. MAN însă s-a arătat nemulțumit de decizia CEC-ului și a promis să o atace în instanță și în aceea zi a mai depus o plângere împotriva campaniei de promovare a referendumului. Ok, Ceban a spus mai întâi că nu o să candideze la prezidențiale, iar mai recent, iritat de faptul că fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a refuzat să voteze un buget pentru 2024, un buget al capitalei propus de primar, Ceban a spus că s-ar putea răzgândi, s-ar putea să revină asupra acelei decizii de a nu candida, amenințând să pedepsească PAS în felul acesta și să candideze contra Maiei Sandu. Și da, dacă veți continua așa, îmi rezerv de dreptul să mă mai gândesc ce o să fac începând toamna acestui an. Eu totuși nu aș transfera responsabilitatea pe consilierii PAS. Administrația e cea care propune bugetul, care nu a fost votat nici de către PAS, nici de către consilierii socialiști, a votat împotrivă și consilierul platformei DA, toți fiind nemulțumiți de numărul mare de cheltuieli prevăzute pentru lucruri precum concerte, reparații cosmetice, pentru luarea credite noi și pentru numărul mare de terenuri pe care vrea să le vândă primăria. Văzând cu toții în asta o sugestie că Ceban nu a renunțat la ambițiile prezidențiale, nu-i așa, dacă faci concerte? Exact, chiar așa a fost numit acest buget, un buget electoral. Iurie, ai urmărit atent pregătirile de campanie, deocamdată am auzit doar intenții de a candida ale unor politicieni, înscrierea în cursă încă nu a început, te aștepți la răsturnări de situație majore? La majore nu neapărat, dar interesante cu siguranță. Încă nici măcar nu a început înregistrarea candidaților, deci politicienii mai pot face mutări imprevizibile. Pe măsură ce trece timpul și se apropie campania electorală, lucrurile totuși se vor contura mai clar,
adică cine candidează cu intenția de a câștiga, iar cine pentru a-ți mulce niște voturi de la oponenți, cine vrea ca alegătorii să voteze pe bune la referendum și cine doar mimează susținerea referendumului. Dar din câte am observat până acum în această campanie, majoritatea actorilor politici vor ține cont nu doar de prezidențiale și referendumul din această toamnă, dar vor fi și cu gândul la parlamentarele de anul viitor. Așadar, ne așteaptă o lungă campanie electorală, iar asta e abia începutul. Iurie Rotari, reporterul Europei Libere pe probleme politice, îți mulțumesc pentru această discuție. A fost plăcerea mea, Sandu. Îmi spune ceva că o să ne reauzim în Reporterii, căci da, totul abia de acum încolo începe. Podcastul nostru apare săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, inclusiv pe rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Toate podcasturile Europei Libere, inclusiv Dincolo de Știri, În Esență, Pe Agendă, Laboratorul Social, Cultura la Frontieră, se difuzează pe Apple Podcasts, pe Spotify și YouTube. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!